Acum o să vedeți ecranul meu și o să încercăm să realizăm cât e un program mic, utilizând fiecare senzor în parte. O să începem cu senzorul de culoare. Prima sarcină care stă în fața noastră este robotul se mișcă atâta timp până nu dă de culoare albă. Cum a întâlnit culoarea albă pe podea, cum s-a oprit. Asta este sarcina noastră. Deci, încă o dată, robotul se mișcă. Nu se spune câte mișcări face, câte rotații roata face, câte secunde, dar el se mișcă înainte. O condiție este, condiția de oprire este că dacă pe podea el întâlnește culoarea albă, înseamnă că el se oprește. Asta cum ar fi, noi am simulat automobilul care atunci când ajunge la zebră, dar înainte de zebră, este o linie. Așa? Și iată, când ajunge la zebră și linia aceasta este roșie de obicei, înseamnă că el trebuie să oprească la zebră, să dea voie să se deplaseze pietoni. Așa? Cum vom realiza acest program? Atenție la ecran! Deci, mai întâi și întâi, punem blocul de mișcare. Da? Luăm blocul. Înainte. Iată, noi avem blocul, mișcare înainte și iată aici, îi dăm pur și simplu включit, adică este conectat. Nu punem câte secunde sau câte grade sau câte rotații, dar pur și simplu este pornit. Mișcare înainte, cu viteza 50, putem să-i dăm și viteză mai mică. Haideți să-i dăm viteză mai mică. Iată, 40 viteză i-am pus. Așa. Acum, noi dacă pornim acest program, el tot o să miște perpetuum mobile, adică nu se mai oprește. Următorul bloc, noi am spus, atunci când ajunge la culoarea albă, el trebuie să se oprească. Deci vom lua din următoarea gamă de blocuri, iată aici, unde este clepsidra, iată, noi data trecută am discutat despre clepsidra, iată acest bloc, iată îl plasăm aici, și când deschidem, iată aici la clepsidră, noi observăm aici mai mulți senzori. Iată, datchik țveta, infracrasnă, infraroșu, ultrasonor și așa mai departe. Noi acum ne trebuie senzorul de culoare, am zis. Datchik țveta în limba rusă. Mai departe, la dreapta, uitați, s-a deschis sravnenie. Deci comparăm culoarea, țvet, iată. Aici este luminozitate și așa mai departe. Noi ne trebuie doar culoarea. Am apăsat. Iată, aici s-a deschis alături, iată, o cifră, 5. Și deasupra culoarea este ratată, vedeți? Când deschid eu, fac click pe cifra 5, iată, aici sunt culorile posibile. Scoatem bifa de pe 5 și ne uităm la culoarea albă, la noi e 6, vedeți? Pun bifa la culoarea albă, în drept culoarea albă. Aici sunt și alte culori, voi le vedeți. Așa, mai departe. Deci, o ajuns la culoarea albă, ce trebuie să fac? Trebuie să se oprească robotul nostru. Înseamnă că iarăși trecem la blocul de mișcare. Așa? Voi spuneți rulevoie upravlenie. Iată aici. Și deschidem, iată, acest bloc și dim stop, viclucit. Deci, iată, mișcare până întâlnește culoarea albă. Întâlnind culoarea albă, ce face? Se oprește. Așa. Avem robotul, avem programul, trecem programul în robot. Mai întâi să dăm un nume, iată aici unii scrie sus, dacă vedeți în stânga, fiți atenți la ecran. Nova programă la mine scrie. Eu fac dublu click și o să-i dăm acum la program, iată, la program, fac dublu click și scriu mișcare alb. Iată, am salvat. Mai departe, voi. Ca să salvați acum însă întreg proiectul, file, iată aici, mai departe, sau save as, save as, adică, dacă în engleză scrie save as, dacă în rusă îi să hrăniți cac. Deci o să-i dați o secundă, că a dezbătut, așa. Este.
Este, este. Așa. S-a deschis. Deci, repejor eu pun. N-a reușit să salvez atunci. Deci am pus, iată, mișcare înainte. Avem conectat doar. Avem clepsidra, culoarea albă. Iată, aici punem senzorul, deci de culoare. Comparăm și punem culoarea. Deschidem culoarea aici, punem culoarea albă. Scoatem bifan la roșu și mai departe punem blocul acesta de mișcare, dar facem stop. Iată aici facem stop. O să mă opri. Acum file, sahraniți proiect și dăm un nume. Iată, eu acum și dau un nume. Astăzi la noi este data de 6/06/07. Iată așa. L-am memorizat. Acum, ce facem noi? Trecem acest program, îl trecem în robot. Așa. O să trecem în robot și mai departe o să meargă. Acum, noi avem aici, iată așa, în robot, la program. Iată aici. Eu găsesc programul. Și ne uităm la programul nostru. Să-l găsim. Acuș. Așa. Și o să mișcăm robotul nostru. Este. Așa. Este. Acum, următorul ce am spus noi, următorul program care noi cu voi îl vom face, este, am spus că vom utiliza, iată, senzorul acesta la distanță, ultrasonor, da? Îl vom încerca noi, acest senzor, vom încerca să-l utilizăm. Pentru ce este bun acest senzor? Acest senzor este bun pentru faptul atunci când noi vorbeam despre, de exemplu, despre aspirator. El se plimbă prin casă, da? Și face curat. Dar eu cred că voi ați auzit, automobilii cele mai sigure automobile din lume sunt considerate automobilele Volvo. Și de fapt astăzi nu numai Volvo au așa senzori, dar mai multe automobile au așa senzor, dar printre primele au avut automobile Volvo. Adică, dacă automobilul se apropie de om, el și șoferul nu reușește să frâneze, automobilul singur frânează. Are un senzor de distanță și automobilul Volvo, dar astăzi mai multe automobile au așa capacitate, și frânează și atunci nu produce accident, adică nu traumează pietonul. Și iată, noi acum vom încerca să reproducem să evităm un accident dintre un om și un automobil, utilizând senzorul acesta ultrasonor, deci el este senzorul care va păstra distanța. Deci luăm un program nou și vom face un program împreună acum, utilizând acest senzor. Așa. Deci, primul pas care facem, iarăși, luăm blocul, automobilul se mișcă. Deschidem iată aici și punem pur și simplu se mișcă înainte, fără niciun fel de condiții. Iată, se mișcă cu viteza 50. Mai departe, luăm următorul bloc și unii clepsidra, iată, punem clepsidra aici, deschidem și aici este ultrazvucovoi datchik. Iată acesta. Mai departe, sravnenie și mai departe este răstoianie în centimetri, distanța în centimetri. Mai departe este în duim, așa,
și mai departe este alt senzor, altă gradație. Noi luăm distanța în centimetri. Am luat și iată aici, iată, avem mai multe opțiuni, iată, semnele. Mai mic sau egal, mai mic, mai mare sau egal, mai mare și așa mai departe. Noi luăm semnul mai mic și iată aici următorul, punem distanța. Adică dacă e mai mică distanța, de exemplu, de 15 cm, robotul trebuie să oprească. Așa, punem 15, iată aici, apăsăm Enter. Așa. Mai departe, iarăși luăm blocul mișcare și pur și simplu îi facem stop, viclucit. Iată, acesta este programul care va evita ciocnirea între robot și un obstacol în față. Deci va evita această ciocnire. Acum este un moment, ia uitați-vă aici la mine la ecran, este un semnul exclamării, vedeți un romb aici. Aceasta înseamnă că senzorul nostru ultra, acesta, așa, el e conectat la, ei toți senzorii sunt conectați la anumit port. Iată aici sunt patru porturi sus, sunt patru. Și el nu e conectat la portul 4, înseamnă că la alt port. Trebuie să fim atenți, să găsim cablu. Iată, cablu merge la portul 3. Iată, la portul 3 merge. Deci, eu trebuie să schimb în program. O să schimb în program portul 3. Așa. Și după aceasta, o să vedem mai departe ce va face robotul nostru. Asta. Este. Iată eu zvară. Iată, de exemplu, robotul vine. Robotul meu vine. Ați văzut? El când a văzut obstacolul în fața lui, el imediat a stopat și s-a întors înapoi. Adică a evitat ciocnirea. Și iată acest principiu este utilizat astăzi pe larg la automobile. Așa. Mergem mai departe. Avem următorul, o secundă, eu am deschis acolo. Următorul program. Așa. Am zis că avem touch senzorul. Iată acesta. La lovitură. Adică, dacă el se ciocnește de un obstacol, el imediat face alte mișcări. În dependență cum îl programăm noi. Sau se mișcă la stânga, sau se mișcă la dreapta, sau se întoarce înapoi. Deci, în dependență cum noi îl vom programa. E el. Și vom încerca acum să vedem. Așa. Să luăm un program nou. Deci, iarăși, luăm mișcare. Deci, robotul nostru se mișcă înainte, fără careva condiții. Apoi, luăm senzorul acesta, nu luăm senzorul, dar luăm următorul bloc, clepsidra. Deschidem, iată, aici. Și aici vom avea touch senzorul. Iată, datchik касания se numește în limba rusă. Și la dreapta este sravnenie, состояние. Și mai departe este izmenit, iar și состояние. Iată, noi punem aici. Состояние, da? Așa. Și iată aici când deschideți, sunt mai multe. Este, dacă l-au apăsat, iată aici, najatie. Vedeți? Atunci el se va opri. Lăsăm așa. Și iarăși luăm blocul mișcare și îi spunem stop, de exemplu, sau să se miște înapoi. Trebuie să-i dăm ca el să se miște înapoi. Așa. Iată, eu aici pot să iau, să-i dau să se miște sau într-o parte sau în alta, sau pur și simplu să se miște înapoi. Iată, eu cu ușa să-i dau ca el încet să se miște înapoi. Iată așa o să fac. Adică atunci când se va ciocni, el imediat se va mișca înapoi. Să încercăm acest program.
Este. Acum vom încărca în robot. Am încărcat. Găsim programul. Iată aici eu îl caut. La mine programul se numește, proiectul se numește Baș Vasile. Iar programul se numește program, pur și simplu. Găsesc, iată, eu aici găsesc mapa Baș Vasile, am găsit-o și găsesc program. Am găsit. Iată, eu am pus aici și pornesc robotul meu. Deci eu cred că vouă mi se vede. Iată așa. Eu o să-l ciocnesc, iată, o să-l ciocnesc aici la touch sensor. Aici. Iată, eu am apăsat, el s-a mișcat o rotație în urmă, că eu am pus o rotație înapoi. Încă o dată, iată, robotul se mișcă. A întâlnit obstacolul și imediat s-a întors înapoi. Deci, încă o dată, să vă să fie mai clar, iată, robotul se mișcă. Eu îl pun în mișcare. Cum se ciocnește, imediat s-a întors înapoi o rotație. Adică, noi acum am programat robotul că dacă se lovește de un obstacol, imediat se reacționează, se miște înapoi. Iată aceasta. Așa, acum să vedem și cu celelalte, cu ceilalți senzori. Să luăm cu ultrasonor, așa, în centimetri. Noi am zis că aici o să luăm în centimetri, dar punem 15 centimetri. Așa. Și salvăm. Așa. Îl încărcăm acuși. Aici. Și acum încărcăm programul. Deci, iată, acum noi vom simula securitatea automobilului, da? Adică și a pietonului ca atare. Securitatea pietonului. Deci, automobilul merge pe drum. Eu acum o să găsesc programul și o să vă arăt imediat. Așa. L-am găsit. Acum uitați, vine automobilul. Aici e pieton. Iată, eu îmi fiu aici pieton. Și automobilul nu trebuie să mă ciocnească. S-a zis că s-a mișcat alt program, i-am dat. Programul. Așa, când este mai mic decât 15 centimetri, da? Este. Deci el nu reacționează o secundă, că nu se mișcă înainte, se mișcă înapoi. Noi am dat mișcare înainte. Să mai încercăm o dată să-l încărcăm. El se mișcă înapoi, iată, i-am dat mișcare înainte. Apoi i-am dat distanța. Așa, să fie, luăm așa. Dacă distanța este mai mică decât 15, hai să luăm 10, dar mai puțin. Așa, înseamnă că el se va mișca înapoi imediat. Și aici, uitați-vă, iarăși, trebuie să luăm portul 3. Iată așa, frumos. Acum noi încărcăm, am încărcat și iată vom mișca imediat. Iată aici. Iată programul. Deci, aici la noi este zebra. Iată, eu să vă arăt. Iată, asta la noi e zebra. Iată așa. Eu să aici sunt pieton. Mai departe, pietonul îl luăm, iată așa. Acesta este pietonul, iată. Și vine automobilul. El nu trebuie să ciocnească pietonul. Iată, el nu m-a ciocnit. Încă o dată, ca voi să vedeți și așa. Iată, aici la noi e pietonul. Iată, acolo stă pietonul. Aici la noi e robotul. Și robotul se pornește. Iată, el când a ajuns la distanța de 10 cm, eu am pus, și când se micșorează mai puțin de 10 cm, el imediat se oprește și vine înapoi. Sau poate să facă stop. Adică, iată, pe așa principiu, astăzi sunt făcute unele automobile cu dotate cu senzori de aceștia ca să nu lovească
pe cineva în trafic. Nu contează că e automobil în față, că este un pieton în față, nu contează ce este. Deci, iată, aceasta este o măsură de securitate destul de bună. Asta e ce ține de ultrasonor. Și ultimul să-l vedem, senzorul acesta de culoare. Da? Că am zis că ajunge până la culoare albă și el se va opri. Adică când ajunge la zebră, este o linie și el trebuie să se oprească acolo. Deci, iarăși, se mișcă robotul, fiți atenți la ecran, robotul se mișcă, noi luăm senzorul de culoare, datchik cveta se numește, comparăm culoarea. Deschidem aici la culoare și selectăm culoarea 6, adică albă. Iată numărul 6. Scoatem bifa de la 5 și înseamnă că robotul va trebui să se oprească. Deci, iată în așa mod, robotul nostru, când va ajunge la o fâșie de culoare albă, el imediat se va opri. Iată, încărcăm programul în robot și atunci urmărim ce face robotul nostru. Iată, el, aici e culoarea albă, aici se află robotul meu. Așa. Iată așa. Iată aici. Este. Și iată, fim atenți, el trebuie să ajungă la culoarea albă și să oprească. Așa, dar el nu se oprește. Ce s-a întâmplat? S-a întâmplat un moment care eu trebuie să vă spun și v-am spus nu deodată, să fiți atenți. Senzorul de culoare. Ne uităm cablu. Cablu merge, merge și aici este portul. Și el e unit la noi la portul 4. Iată, senzorul de culoare e unit la aici la portul 4. Dar în program, iată aici unde e clepsidra, scrie portul 3. De aceea el nu reacționează, adică în așa caz nu lucrează senzorul. Deschidem și punem portul 4. Iată acum, senzorul nostru va funcționa, fiindcă deseori elevii spun că eu am făcut programul corect. Eu totul cum ați spus dumneavoastră, dar el nu merge. Apoi iată, dragii mei, care este problema. Să fiți atenți, conexiunile în ce, cum e făcut la robot, trebuie să puneți și în program. Și iată, vedem acum. Iată, robotul, iată aici e obstacol, culoarea albă, unde el trebuie să oprească. Vedem acum la mișcare. Iată așa. Iată, când a ajuns la culoarea albă, senzorul imediat s-a oprit. Îl pun invers, a voi să vedeți procedura aceasta. Iată, robotul este acolo. Iată, hârtia albă este aici. Robotul vine spre fâșia albă. A ajuns pe culoarea albă și imediat s-a oprit. Iată. Deci, în așa mod, iarăși, noi putem să avem un automobil care atunci când ajunge la zebră, în caz că șoferul n-a reacționat cumva, deci automobilul singur să poată să reacționeze. Asta nu e numai pentru automobile, aceasta este pentru orice, mai multe mecanisme, mai multe tipuri de mecanisme care pot să facă ca automobilul sau alt mecanism să meargă, să funcționeze după anumit program. Deci, în concluzie, noi am învățat pentru siguranță să putem coordona mișcările unui mecanism, robot, automobil, nu contează, aspirator sau nu contează ce este. Deci, noi putem utiliza trei senzori. Senzorul de culoare, senzorul la distanță, ultrasonor am spus, și senzorul touch, adică la ciocniri. Trei senzori, foarte important acest senzor, iată un senzor, al doilea senzor și iată acesta este al treilea senzor. Trei senzori care noi putem să-i utilizăm. Așa, așa, acum colegul vostru vrea să mă întrebi ceva. Poftim. Hai zi,
Ai vrut să mă întreb ceva? N-aud. Cineva a vorbit, a vrut să întrebi ceva. Întrebați. Nu sunt întrebări. Nu, acolo cineva a zis că nu puteți vorbi. Sau că nu vă aude. Nu mă aude? Dar voi m-ați auzit pe mine sau nu? Da, eu v-am auzit foarte bine. Eu nu știu, poate la dâns ceva cu sunetul. N-a fost probabil de atât. Da, poate. Așa, dragii mei, pentru data viitoare, trei programe eu trebuie să văd de la voi. Una, robotul se mișcă până la o culoare oricare și se oprește. Așa, mai departe. Doi, robotul se mișcă până la un obstacol cu distanța de 10 cm și se oprește. 3. Robotul se mișcă până la un obstacol, până se ciocnește de un obstacol. Și dacă s-a ciocnit de obstacol, se oprește. De loc. Iată aceste 3 programe, trebuie să le faceți, vă străduiți până vineri să mi le faceți. Ca eu vineri să le încarc înainte de lecție în... Dar eu nu vă aud! Dacă tu nu mă auzi, asta e problema ta. La tine la calculator ceva e problemă, dacă nu ți-e clar. Deci ați înțeles ideea, da? Eu vă zic pentru azi la revedere și ne vedem... La revedere! La revedere!